Însoțiți de ofițeri ai Serviciului de Asistență Psihosocială, cei 10 deținuți au ținut să facă o bucurie copiilor din două case de tip familial. Cred că nimic nu este mai plăcut decât să privești un chip fericit, cu atât mai mult cu cât chipul acelei seara unui copil. Noi astăzi am venit în această minunată căsuță cu gândul de a vă aduce mai multă lumină. Sunt convins că cei care au grijă de voi aici o fac cu foarte mare dăruire. Noi toți din această încăpere ne aflăm într-un moment al vieții noastre și spun că viața poate fi frumoasă în funcție de deciziile pe care le luăm. De aceea sfatul nostru al celor de la penitenciarul Giurgiu este să luați decizii cu înțelepciune, să vă ascultați, să-i ascultați pe cei care au grijă de voi, pentru că, din păcate, suntem în această sală oameni care au luat decizii bune și oameni care au luat decizii greșite, însă eu sunt de părere că toți oamenii au dreptul la o nouă șansă. Așa că vă urez să luați deciziile cele mai bune și să-i ascultați pe cei care au grijă de voi, astfel încât să vă clădiți un viitor frumos. Persoanele private de libertate le oferi celor mici dulciuri, fructe și cozonaci. Au susținut un mic program artistic sub coordonarea preotului capelan Teodor Bălașa, însă le-au făcut și un dar special, câteva icoane confecționate în atelierul penitenciarului. Din partea noastră și din partea preotului. La rândul lor, copiii au ținut să le ofere vizitatorilor felicitări făcute chiar de ei, dar și câteva mostre de talent artistic. Deși vizita a fost scurtă, pentru deținuți a fost un moment emoționant. Sincer, am foarte mari emoții și sunt foarte bucuros că am venit aici. Nu este prima oară, am mai fost și de Crăciun și sunt foarte încântat. Aveți copii? Nu, dar îmi doresc foarte mult. Ați spus că nu este prima dată când veniți. Da, cum vă primesc? Cum a simțit copiii că v-au primit? Cu că mult, foarte multă căldură. Ceea ce le-ați dăruit a fost din ceea ce ați făcut dumneavoastră și ce ați... A fost făcut de noi și din partea preotului și a minorilor din cadrul penitenciarului. De ce către acești copii? De ce v-ați orientat către ei? Pentru că atâta timp când nu au pe nimeni, am considerat că putem să aducem o căldură în sufletul lor. Acțiunea organizată astăzi face parte dintr-un program mai amplu stabilit prin protocol de colaborare încheiat în 2010 între penitenciarul Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.